În urma poluării accidentale cu levigat de zilele trecute de la deponeul ecologic de la Bârcea Mare, operatorul a fost sancționat de către comisarii gărzii de mediu Hunedoara cu 80.000 de lei. Vă reamintim că lichidul rezultat din descompunerea deșeurilor s-a scurs pe o distanță de aproximativ 4 km peste terenurile cultivate ale localnicilor, ajungând și în albia pârâului Tâmpa. Ne-am deplasat și am identificat pe cursul apei poluatorul. Este, din păcate, aceeași problemă pe care am avut-o și acum 2 ani. O poluare cu levigat, un incident care s-a petrecut la CMI de Bârcea Mare. În acest moment s-a aplicat o sancțiune contravențională de 80.000 de lei operatorului CMID-ului și urmează să luăm o serie de măsuri împreună cu Apele Românești și Agenția pentru Protecția Mediului, pentru că un risc de acest gen și un incident care se repetă trebuie analizat și luate măsuri ca în viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Va trebui să facă ceea ce legea spune în acest caz și anume să rezolve această problemă astfel încât culturile și cursul cadastrat al râului Tâmpa să nu e poluat. Până acum nu au fost finalizate analizele prelevate din apă și sol. Urmând ca zilele viitoare, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Române Hunedoara să facă publice și rezultatele acestor analize.